Conversațiile cu inteligența artificială pot părea amuzante sau chiar utile, însă puțin știu că pentru asta e nevoie de multă energie și multă apă. Fiecare răspuns necesită o mare putere de calcul, fie din servere care trebuie răcite. Cum sunt răcite, bineînțeles, cu multă apă. Asta ne mulțumește activiștii de mediu. Discut mai multe despre acest subiect cu Balazs Barabas, editor Alev News. Bună, Balazs, bine te-am regăsit. Cum funcționează acest ChatGPT și ce legătură are cu apa? Bună ziua! Evident, inteligența artificială, pentru a putea da foarte multe informații și informații prezentate într-o formă foarte apropiată cu comunicarea umană, are nevoie de o putere de calcul excepțională, ceea ce se realizează prin extrem de multe servere legate una de alta, în așa numite data center, deci centre de calcul. Bineînțeles, toate acestea necesită multă energie care se disipă în mediu sub formă de căldură și ca să nu se ardă aceste instalații, ele trebuie răcite în continuu. Cum? Cu apă, cu foarte, foarte multă apă. De exemplu, între 25 și 50 de răspunsuri necesită cam o jumătate de litru de apă. Înmulțiți această cantitate cu miliardele de oameni care folosesc ChatGPT și veți vedea ce cantitate colosală de apă este necesară. Bineînțeles, nu toată această apă ajunge la gunoi, nu devine deșeu, ea este reciclată în mare parte, dar oricum toată această cantitate trebuie procurată de undeva, de unde, din mediu. Acum, ce impact are acest consum asupra mediului? Ai spus că multă apă se reciclează. Se reciclează, da, dar este vorba în mare parte despre apă potabilă, în condițiile în care 2 miliarde de oameni de pe planetă nu au acces la apă curată, la apă potabilă. Ca să înțelegem, de exemplu, limbajul GPT-3 a necesitat 700.000 de litri de apă pentru a fi încălzit, pentru a fi recită. Și aici vorbim doar despre training-uri care s-a făcut pentru GPT-3, deci despre învățarea acestui sistem, al acestui limbaj de inteligență artificială, cu toate informațiile care există pentru a putea da aceste răspunsuri foarte apropiate de realitate de care ne bucurăm în fiecare zi. Mulțumesc, Balazs, pentru informații.